care de ultimă ori în scandalul protocoalelor SRI, Tericianu, solicita CTRG. Presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu-Tericianu, a înaintat instanței supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnică. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis în dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, informează Mediafax. Solicitarea a avut termen marci, la CJ, însă termenul a fost amânat pentru 3 aprilie. Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, spunea, la sfârșitul anului, ce a existat un mandat de ascultare / urmărire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, cinta fiind Celin Popescu-Tericianu, într-un dosar deschis în 2013 sublinierei din care s-a desprins ulterior cauza Microsoft. Mandatul a fost acordat pentru perioada 4 iulie 2014 - 6 noiembrie 2014, acesta încheiindu-se la 4 zile după primul tur de scrutin al prezidențialelor din 2014. Fostul ofițer SRI susține că mandatul a fost dat într-un dosar deschis în 2013, în baza unei sesizări a guvernului Ponta, sublinierea se referă la fapte din anii 2000. Din acest dosar, s-a desprins ulterior dosarul Microsoft, potrivit lui Dragomir.